Eu înțeleg că domnului Paș Bogdan a trebuit să-i fie frică de niște chestii. El știe mai bine, probabil, ceilalții lui amănunte. Deci e lui frică de interne. Ați fost împreună în campania pentru europarlamentare și ați avut un birou împreună. Acum nu mai aveți nici măcar discuții. Știți care este principala cauza divorțului? Căsătorie. Da, deci asta e. N-a fost una fericită. Ei au fugit de acasă, au luat și mobila, cum încearcă să fugi și televizor. Dar dumneavoastră mai discutați cu liderii din PNL? Eu recunosc că nu. De exemplu, deci, eu nu. Dar nimeni. Ar fi nevoie de acele ședințele coaliției de guvernare în momentul de față? Absolut nu. Deci la guvern funcționează, la guvern, coaliția politică nu mai există, că oamenii, repet, au fugit de acasă. Păi uitați că sunt proiecte blocate, spre exemplu cel cu pensiile militare. Vedeți? Ați văzut declarația lor că ceea ce îi mână în luptă acum este să blocheze, să facă, să dreagă? Asta înțeleg ei să facă, mai sunt două luni, nici două luni. Referitor la fugitul de acasă, credeți că se vor întoarce după alegeri? Să vedem cine dintre ei să mai întorc, câți să mai întorc, că va fi greu, nu? Unii au fugit, alții s-au întors. Cum de pe liste, pe listele PSD avem nume precum Victor Ponta, Piedone și Victor Ponta? Vă suflă. Noi avem interesul să guvernăm bine România. Ca să guvernăm, trebuie să câștige alegerile. Oamenii care au venit alături de noi și care aduc o plusvaloare sunt bine veniți. Domnul Cristian Popescu, Piedone, va... Da, domnul Cristian Popescu aduce plusvaloare, are o bogată experiență administrativă și, după cum s-a și demonstrat, domnul aduce votul, reprezintă niște oameni, are niște oameni în spate. E valabil și la domnul Ponta. Și vom vedea și alte nume de pe lista? Eu cred că mai vedeți astăzi, că de mâine începe să fie ultima zi să închid listele. La liberal? Haideți să nu vă anunț eu listele acum, că mai e lucru în, dar în progres. Cum explicați aceste? Ce negocieri s-au dus? Sau care au fost? Care este motivul pentru care se vor găsi pe listă membrii pe USL? Stați un pic, că domnul Piedone este membru PSD, înscris la PSD. S-a înscris. Așa știu. Am înțeles de când trebuia să fie ca să fie. La vine așa, e membru PSD. E deja în PSD sau se va înscrie? Eu știu că da. Știu că domnul Ponta. Da, am înțeles. Una e relația personală. Nu vorbim despre cu cine face în Revelionul sau Paștele, eu sau domnul Ciolacu sau domnul Mașcanu. Vorbim despre partid. Repet, profesional a fost un prim-ministru foarte bun. Da? Uitați-vă la ceea ce a însemnat România în pe acea guvernare. Uitați-vă ce a însemnat România pe guvernarea 2017, că după aia nu mai discut, da? Uitați-vă la nivelul de trai, uitați-vă la ce a însemnat deficitul atunci, da? A fost un prim-ministru bun. Dar legat de domnul Piedone, nu e o listă de prieteni aici, da? Că suntem prieteni sau nu, asta contează. Noi vrem să înțelegem de unde au pornit aceste discuții. Noi, presa, vrem să înțelegem de unde au pornit aceste discuții cu domnul Piedone, de unde au apărut. De când există aceste discuții cu domnul Piedone? După alegerile locale. Fiindcă și atunci a fost o greșeală. Toată lumea a recunoscut că a fost o greșeală. Că am candidat separat și ne-am... Mai știu și în ce zi, la ce oră și ne-a sunat. La un moment dat s-a vorbit, da. Colegii de foști, colegii de coaliție, colegii de guvernare vă acuză că în ultimul an nu s-a atras niciun eurocent, niciun euro din fondurile europene, sunt de înțeles că... Da. Ați cerut o solicitare oficială la domnul ministru Căciu, la ministerul de profil, să vedeți ce și cum, să vedeți cât s-a contractat, cât s-a făcut, cât s-a tras și mai vă spun ceva acum. Am văzut că e un subiect la ei, că pierdem bani pe cererea de plată numărul 3. Da? Cererea de plată numărul 3 are în conținut, inclusiv acel plafon la micro-întreprinderi, care este scăderea acestei, este o linie roșie, cu ghilimele de rigoare, pentru liberali, în condițiile în care prim-ministru liberal, păpășune la Clubul Diplomat, a declarat, însoțit de președintele României, că e cel mai bun PNR ever. Ei au pus asta în acel program. Ei acum spun că nu putem să facem așa ceva cu o linie roșie în condițiile în care noi ar trebui să respectăm ce s-a angajat țara, bine, prin semnăturile deștepților de la liberali, dar acum e o linie roșie, că și spunea Rareș Bogdan că ei își asumă pe liberalii să piardă țara, ei nefiind țara, dacă o luăm așa. Haideți să fim mai atenți la ceea ce spun, fiindcă efectiv bat câmpii.
bat câmpii, da, cu glorie. Și vă mai întreb ceva. Știți dumneavoastră sau telespectatorii când trebuia depusă cererea de plată numărul 3? În martie anul trecut. Când Ghișine era prim-ministru. Erou. Era prim-ministru și erau, tropăiau vesel pe acolo, pe lângă cortul eroului. Nu? N-au depus-o. Iar referitor la cei care s-au retras de pe lista PSD, domnul Chesnoiu, domnul Bodog, au fost făcute presiune asupra lor? Nu, au fost făcute presiune absolut deloc, ba chiar vă spun, mi-asum. Ieri a venit domnul Chesnoiu aici și a spus, domnule, eu vreau să fac chestia asta. Eu vreau să fac chestia asta. În momentul de față, eu... Domnul Bodog, la fel. Aș vrea să revin la PNRR și la fondurile europene. În momentul de față, România riscă să piardă până în 2026, pentru că atunci e limita de timp. Riscă să nu-și îndeplinească toate jaloanele și... Da, avem o problemă cu metrou, că au băgat metrou la Cluj, care înțeleg că tocmai nu se poate face, că n-ai cum să faci în termenul acela, în condițiile acelea metrou. Niște bani, aruncați. Deci, păi, pierdem... Au fost pierduți din stat, adică doar trebuia să fie așa, din optimist ăsta debordant, să zici că se termină metrou acolo. Le-a spus toată lumea atunci, știți foarte bine că am discutat, că anumite lucruri care spuse în PNRR sunt imposibil de atins. Mai mult acum ei se opun la niște lucruri pe care le-au pus ei. Da. Să negociază anumite lucruri. Unele sunt drepte, sperăm să luăm adică cât mai mult din... Față tot văd de la Comisia Europeană că o parte dintre țările deja le-a fost aprobat, cheltuit. România nu se regăsește... Vă aduceți aminte cam... Vă aduceți aminte cam cât timp a durat dintre intervalul, dintre prima țară care a depus programul și România care a fost ultima și că a trebuit la nostru a fost cel mai bun din lume, al treilea. Depus că primul a fost refuzat, al doilea a refuzat, alte țări s-au apucat de făcut treabă când marele guvern liberal încă mai și cu USR-ul, evident că să nu uităm că au fost și băieții pe acolo, da? Când încă se mai chineau să scrie proiectele și după aia le-a ieșit ăla cel mai bun care are niște mici probleme care nu pot fi aplicate și toți îi țipă acum. Domnule Dedose, cum vedeți declarația lui Mircea Joana de zilele trecute, care spunea că dacă va ajunge președinte al României, nu va numi un prim-ministru care ia meditații, care nu știe o limbă străină și care nu are habar de economie? Deci, are referire la Marcel Ciolacu. Domnul Mircea Joana, la el întrebările sau declarațiile încep cu dacă. Eu sunt convins că el nu va avea această problemă grea care să-l pună în situația foarte, foarte delicată, să aibă această responsabilitate, să numească el prim-ministru, fiindcă, după cum ați văzut, toate sondajele, și inclusiv opinia publică și pe stradă, cu 7%, 8%, n-ai cum să numești prim-ministru. În rest, atacurile la domnul Ciolacu, el fiind domnul Geanu, mare specialist în economie, da? Fiindcă domnul Ciolacu a spus că face consultații și ia sfaturi economice de la Florin Georgescu sau de la domnul Socol. Ne aducem aminte cu toții cam de unde își lua domnul Geană informațiile despre economie. Despre domnul Vântu, care s-a dus la Vântu așa, și despre Vanghele, despre economia de piață, probabil fiind vorba despre piața din Ferentari. Haideți, domnule, e ridicol de la un cap la altul. Noua clasă politică, el care... Știți, mă iertați, dar nu pot să spun exact din cam ce clădire de aia, Felina Roșu a ieșit, să dă virgin acum. Haideți. A apărut azi un sondaj, domnule Tudose, primul sondaj după eliminarea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială după decizia curții. George Simion apare pe locul al doilea imediat după Marcel Ciolacu. E avantajat PSD de... Nu jucăm în logica de a ne alege contracandidații. PSD-ul își vede de treabă, va prezenta programul de guvernare și face campanie. Așa arată și o creștere a intenției de vot în direcția extremismului. Eu vă spun ceea ce am văzut din diverse sondaje și alte discuții cu oameni care știu despre ce vorbesc, sociologi. Înțeleg că cea mai mare parte din votanții doamnei Șoșoacă nu mai vin la vot. Și cealaltă parte care continuă să vină la vot se împrăștie uniform peste tot și la contracandidat. Marcel Ciolacu de sprijinul PNL în turul al doilea? Haideți să vedem după primul tur ce mai înseamnă PNL-ul și după aia mai vedem. Iar vă mulțumesc mult. Referitor la scandalul de la... La scandalul de la... Eu vă întreb altceva. Dacă aseară el la prânz să prăbușea planșeul, cum era scenariul? Că nu mai era al meu. Scenariul era... Vai, știți, nu e al meu.
Primăria Generală și a prima spună că e o nenorocire, că era de fapt al sectorului 3 sau al sectorului 4, nu? Da. Păi acum înțeleg că justiția va trebui să hotărească cine e acolo îndreptățit să facă ceva, că Apele Române, că e sectorul 2, că e 3, că e Generala. Până la urmă... A, nu, erou de la, știți, erou de la podul înalt și erou de la pasaj. El lipsea acolo cotina roșie, care... Ne, știți, una dintre strategii de campanie, în ghilimele, iertați-mă, pe care eu am propus-o în glumă, a fost ca pe timpii noștri de emisie să-l trimitem pe el, că nu ne mai trebuie nimica. Se poate face coaliția cu PNL după alegeri? Care PNL, frate?